Astăzi se împlinește o lună și o zi de la represiunea din data de 10 august și deși degetul a rămas băcat pe sunerie, ușa rămâne închisă. Ai zice că nu e nimeni la Ministerul de Interne, că doamna Carmen Dan se află aici dintr-o eroare pur materială. Ai zice că 10 august mai degrabă n-a fost. Și totuși a fost. A fost, dragi colegi. A fost o represiune pe care acum încercați cu disperare să o ascundeți. Să vă ascundeți, doamna Carmen Dan. Încercați să vă ascundeți după butaforile domnului Dragnea, după minciunile și bâlbelile jandarmeriei, după chemările la violență ale unor oameni politici din PSD, precum Lia Olguța Vasilescu, Paul Stănescu și Cătălin Rădulescu. Încercați să vă ascundeți sub aprobarea, sub mângâierea părintească a domnului Tăricianu, sub lecțiile de semantică pe care le ține aici în plen cu generozitate perfidă domnul Vosganian, sub vânătăile Ștefaniei, fata pe care ați folosit-o pe post de momeală, diversiune și justificarea violențelor. Vă mai ascundeți și în spatele unei majorități care nu permite Parlamentului României să o audieze pe doamna prim-ministru, în timp ce aceasta este chemată în Parlamentul European să dea explicații pentru data de 10 august. La final, mai încercați să vă ascundeți în spatele unui raport secretizat tot de dumneavoastră. Mai devreme sau mai târziu, vor exista responsabili pentru ce s-a întâmplat pe data de 10 august. Responsabili care nu vor plăti doar cu o demisie tardivă din postul de ministru sau de șef al jandarmeriei. Responsabili care vor plăti mult mai scump. Dacă mai aveți un dram de decență, doamnă Carmen Dan, ridicați privirea din pământ și plecați astăzi din funcția de ministru.